Spectacol de excepție organizat cu și pentru bobocii de la Liceul Teoretic Șerban Cioculescu. Înainte de petrecere, însă, emoțiile au năvălit în sufletul celor patru curajoase care și-au disputat titlul de Miss Boboc 2018. Am pregătit balul de două luni, deci de două luni încoace ne tot pregătim și prezint pentru prima dată, am foarte multe emoții și sper să iasă totul bine pentru că am făcut multe pregătiri. Ești clasa 12-a? Da, sunt clasa 12. Când ai fost și tu, Boboac, ai participat la balul bobocilor? Da, am participat și am avut și atunci mari emoții. Concurezi în această seară pentru titlul de Miss Boboc. Spune-mi, ai emoții și cât de mult te-ai pregătit pentru acest bal? Am câteva emoții, într-adevăr, e prima dată și eu sper că m-am pregătit cât de cât acceptabil. De ce perioadă de timp v-ați pregătit? Am pregătit de două luni. Am început să ne pregătim de bal și sper să iese cât de cât frumos. Dorința mea de a participa a fost că mă regăsesc prin chestia asta și am spus că de ce să nu încerc. Orice se încearcă până la urmă și dacă e bine și dacă e rău. Ne pregătim mult timp? Da, m-am pregătit. Două luni, nu este nici mult, dar nici. Ce moment ai pregătit tu, atât pentru colegii tăi, cât și pentru juriu? Am pregătit un dans modern. Concurentele au muncit câteva luni bune alături de colegii din clasele terminale și de cadrele didactice pentru ca întreg evenimentul să fie un succes. În acest an ne-am propus să facem o legătură cu centenarul și tocmai din această cauză am dorit să facem o legătură mai ales dintre trecut și prezent. Noi, cadrele didactice și direcțiunea și elevii, ne-am preocupat intens de realizarea acestui bal ca în fiecare an și am dorit să arătăm că suntem buni, că scoatem de la elevii ce este mai bun în ei, că le descoperim talentele și tocmai din această cauză vrem să fie recunoscut Liceul Șerban Cioculescu ca un liceu bun. Balul bobocilor a avut în acest an ca temă Caravana Timpului. Participantele noastre vor să aducă în lumina reflectoarelor câteva etape din istorie, atât în comportament cât și în ținută. Astă seară ne vom reaminti anii intervelici, anii 50-70, anii 80-90 și nu vom uita să includem în acest clasament anul 2018. Spectacolul a fost însuflețit de invitați precum Mandea, Oana Cenușe, Bianca Ungureanu, Woc, Doandeș Roxana, dar și de sportivii CSM Drobeta. După desemnarea câștigătoarei Miss Boboc 2018, liceenii s-au distrat pe cinste la after party, unde toți cei prezenți la concursul de Miss și nu numai au fost invitați.